Activitatea din piața Catedralei din municipiu s-a oprit astăzi timp de câteva ore. Nemulțumiți de decizia conducerii Târgu Roboare Piețe de a reorganiza piața, comercianții au izbucnit zgomotos. Totul a pornit de la umbreluțe de loc agreate de administrația locală. Acestea erau folosite de comercianți pentru a se feri de soare la mesele care nu erau acoperite. Aspectul total inestetic a determinat societatea Târgu Roboare Piețe să reorganizeze așezarea comercianților. De varianta actuală, comercianții nici nu vor să audă. Am masă pentru flori acolo, stăm de azi dimineață, de la ora 7 suntem aici, nu ne bagă nimeni. Acum vorbesc eu. Deci vrea să ne mute de acolo, că nu ne mai lasă cu umbrele și cu corturi. Ori noi florile nu le putem expune în fața soarelui, a intemperiilor și a nu știu ce. Vă dați seama cum arată după ce stă 6, 7, 8 ore. Dumneata, ai cumpărat un buchet din ăla de flori? Nu? Săptămâna trecută, când, nu știu când vor stabilit, deci după sânziene, deci din după 24 iunie, s-au dat dispoziții ca rândul 7 din fața catedralei să se mute în locația respectivă de unde veniți și dumneavoastră și rândul 8 să nu mai ne dea voie să punem umbrele. Din ce motive, nu știm, dar cum putem să păstrăm marfa în soare, în ploaie, cântarul noi? Cum? Cum să stau? De când s-au simțat mășile astea, într-una am plăcit mășile și acum să-și bate joc de mine. Nu ne lasă să punem umbrele pe masă. De ce? Suntem animale? E marfa pe masă. Toată să arde. Noi nu mai... Cât timp stați dumneavoastră la câmp, la muncă? De o viață. Eu de 45 de ani, doamnă. Ce înseamnă muncă la câmp? Ce înseamnă muncă? Să muncească domn primar și ăștia șefii de la piață să vadă ce înseamnă munca țăranului. Efectiv, suntem de bătaie de joc. Până când situația se va reglementa, comercianții promit că vor pune în continuare presiune pe administrația Târgu Roboare Piețe.